Dragi și surori, dragi prieteni, ne bucurăm că dimineața asta suntem la Casa lui Dumnezeu. Deja mulți dintre dumneavoastră știți că vreau să spun ceva foarte important de fiecare dată și să și răspundem cu amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Haideți să ne ridicăm și în continuare să binecuvântăm numele Domnului din toată inima. Că cel mai frumos pentru un om este să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să laude numele lui Dumnezeu, să binecuvinteze numele lui Dumnezeu, să-i se închine lui și să slăvească pe El. Că El merită toată închinarea, toată slava și toată cinstea. Slăvit să fie Domnul în veci. Amin.
ești în ceruri. Te lăudăm pentru bunătatea ta și pentru măreția ta. Îți mulțumim că în dimineața aceasta din nou ne-ai adus în templul tău cel sfânt. Te lăudăm pentru lucrul acesta. Te binecuvântăm pentru sănătate. Te binecuvântăm pentru dorința care ai pus-o în inimile noastre. Să venim aici și să ne întâlnim cu tine. Ești mare, ești sfânt, ești adevărat, ești așa de bun. Doamne, îți mulțumim că în dimineața aceasta ai pregătit o hrană proaspătă pentru noi. Ai pregătit să ne răcorim sufletele din apa vieții, din apa vie, de aceea te lăudăm că meriți să fii lăudat. Ești sfânt și adevărat. Te rog, Doamne, să binecuvintezi fiecare inimă, să binecuvintezi fiecare persoană, să înlături orice duc de amărăciune, orice lucru străin, să nu aibă putere, Doamne Iisuse, în locul acesta, și slava ta să umple templul sfânt, poala mantiei tale să ne cuprindă pe toți, Doamne, și fiecare dintre noi să fim transformați, să fim, Doamne Iisuse, plini de bucurie când ne întâlnim cu tine. Credem că jertfa fiului tău ne învrednicește să stăm înaintea ta, Doamne. Nu faptele noastre, nu lucrurile care le-am făcut noi, ci jertfa fiului tău, Doamne. Mă rog pentru persoanele căzute, pentru cele abătute, Doamne, pentru cele care se simt păcătoși și nu pot ridica privirea în sus, înlătură prin sângele tău orice păcat și fă din nou o cercetare, Doamne, fă din nou o eliberare și lasă-ne, Doamne, să ne apropiem de tine. Ne-ai binecuvântat să ajungem la jumătatea anului. Ne apropiem tot mai mult de venirea ta. Maranata, vino, Iisuse! Vrem, Doamne Iisuse, să vii cât mai repede. De aceea fă în dimineața aceasta o repetiție pentru acea întâlnire. Ne-am săturat de pământul acesta. Ne-am săturat de păcat, de silnicie. Vrem, Doamne, să ne curățim și să trăim mai mult pentru cer. De aceea, Doamne, pregătește-ne inimile și lasă-ne să stăm într-o închinare sfântă înaintea ta, să ne cercetăm, să ne verificăm și să putem cu adevărat să luăm hotărâri noi, să plecăm de aici cu jurințe noi și să putem să trăim, Doamne, în sfințenie. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, te binecuvintez și te preamăresc de acum și în veci. Amin. Cu tine eu că
Da, Dumnezeul vorbește și cheamă pământul de la răsălitul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ ca să judece pe poporul sfânt. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Amin, lăudat să fie Domnul. Haideți așa cum stăm cu toții să intrăm într-o rugăciune, să ne recunoaștem înaintea lui, să-l chemăm și să ne schimbe starea, să ne aducă din nou înviorare, să vină din nou și să cerceteze poporul lui cel sfânt. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții. Aleluia. Amin, puteți să reocupați locurile pe scaune. Îl binecuvântăm pe Domnul că în dimineața aceasta din nou ne-a strâns aici în templul lui cel sfânt. E un mare har și ar trebui să fie o mare bucurie pentru noi să fim din nou în casa Domnului împreună cu frații, cu surorile, să putem să ne rugăm, să putem să lăudăm pe Domnul, să putem să învățăm din cuvântul Lui. Asta ar trebui să fie pentru noi pricina și bucuria și fericirea noastră. De aceea îl lăudăm pe Domnul pentru aceste lucruri. Vine vara, vin frații noștri, surorile noastre din Europa, din America, acasă, pe timp de vară. Ne bucurăm foarte mult de lucrul acesta. Împreună cu noi în dimineața aceasta salutăm pe toți cei din Austria. Văd aici frați, surori din Viena, din Krems, din Mannesdorf, frați care au venit să-și viziteze neamurile de acasă și cred că ori de câte ori când vin spre România, folosesc cuvântul acesta, venim acasă. Aici este acasă pentru că aici ne-am născut, am crescut și aici am trăit clipe minunate și frumoase alături de frați și de surori și ceea ce ne face frați și surori este momentele acestea când stăm în casa Domnului și puterea Domnului ne înfrățește și ne face ca să fim ca o familie. Lăudat să fie Domnul! Preună cu noi sunt și frați și surori din Belgia, familia Cotu, le urăm un bun venit în Biserica Betleem, Domnul să vă binecuvinteze, fratele Viorel, slujitor, prezbiter în Bruxelles, Domnul să te binecuvinteze, să ai un grupaj de cântări pentru noi, după care să ai o motivație pentru următoarea rugăciune și cu întreaga biserica să mai facem o rugăciune înaintea Domnului. Mă bucur foarte mult în dimineața aceasta că sunt cu voi și spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Și ce am văzut? Că slujim la același Dumnezeu. Vă rugați ca cei din Bruxelles. De aia spun încă o dată, Domnul să vă binecuvinteze și să o țineți tot așa. Citeam în Sfânta Scriptură și se ruga fratele aici și spunea despre Domnul și despre slava Lui. Și mi-am adus aminte de Isaia când l-a văzut pe Domnul, stătea pe scaun de domnie și spune cuvântul că serafimii strigau unii la alții. Ce strigau? Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul. Când pronunțau lucrul acesta, spune cuvântul că ușorii ușii mișcau și tremurau de prezența lui Dumnezeu. Facă Domnul aceasta zi ca noi care suntem aici să putem striga unul la celălalt. Băi, Domnul e Sfânt. În momentul când spui Domnul e Sfânt, Biblia spune cine-i sfânt să se sfințească, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Dragii mei, noi vom cânta câteva cântări și aș vrea din toată inima ca prezența lui Dumnezeu să rămână în locul acesta. Așa cum am spus, dacă frații spuneau că acasă este aici, așa spun și eu când vin din Belgia. De 23 de ani sunt tot plecat. Și când vin în România, în fiecare an spun, mă duc acasă. Îmi dau seama că, de fapt, casa mea nu-i pe pământ. Vin aici acasă, în România, dar simt că, de fapt, nu-i casa mea. Pentru că casa noastră este sus în cer.
Vom cânta o cântare care spune: Eu lupt pentru tine, tu războiul biruiești. Și am fost atent și la cântările care ați cântat. Este vorba că noi suntem tot în luptă. Încă lupta nu s-a terminat. Chiar dacă ni se pare de multe ori că am terminat, spune că un val cheamă un alt val. De aceea Dumnezeu să ne dea biruință și în direcția aceasta. Atâtea lupte sunt pe pământul acesta. Noi am crezut că dacă mergem în Spania prima dată e mai ușor. Au fost multe lupte. Am crezut că dacă mergem în Belgia o să fie mai ușor acolo. Când mă duc și văd steagul care de fapt Dumnezeu a făcut curcubeu ca să demonstreze că El își ține promisiunea, mă duc parcă acum încep să nu mai mă uit spre El când văd peste tot și îmi dau seama că în fiecare zi noi copiii lui Dumnezeu avem o luptă mare. Dumneavoastră în România aveți lupte? Sau aici nu sunt? Sunt. În fiecare zi sunt lupte. Dar ce minunat că atunci când tu spui, nu mai pot, este cineva care spune, eu pot. Acesta este Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Oricine ești, oricare suntem, am ajuns la un moment dat când am spus, bă, nu mai pot, de aici încolo nu mai pot. Și ai căutat pe cineva.
și ți-ai adus aminte că Domnul e cu tine. Mărit să fie numele Lui. Doamnele din cer, El mi-a dat haina tăinută, ce privia o încântă, os și cu. Și iubile a pus o taină, e iubirea arătată omului. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă încred. Să fie rece inima, că vreau să-i cânt iubirea la ce începe murirea, dar mi-a dat Dumnezeu în lătărie, să-i cânt cu bucurie numai nu. Înecat și plin pe grele, îmi trimite mângâiere harul. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Am sărit o cetate de scăpare, ajutor și alinare la necar. Din groapa cea adâncă m-a pus să stau pe stâncă mâna Lui. Și din turnul de scăpare, fericit când o cântare, Domnul meu. Ultima cântare pe care vreau să cântăm, e o cântare care așa e pentru inima mea și e o cântare care de multe ori o cântam și când era bine și când era greu. Sus în lumină și în fericire, un domn și o știre așteaptă cântând.
poată scumpăra. În cer în tabor și ziduri cădeabor, căci Dumnezeu îi va răscumpăra. Greșeli sunt uitate, au inimi curate, spre cer îndreptate sunt gata de zbor. Spunea, vino Doamne Iisus. Că de fapt ce așteaptă biserica? Oare așteptam mai mulți bani? Așteptăm să ne facem o casă nouă? Așteptăm să ne schimbăm mașina? Că de fapt ce ar trebui să așteptăm noi cel mai mult astăzi? Să vină Domnul. Doamne ajută-ne să fim pregătiți. Aș vrea să spun din toată inima că sunt plin de bucurie. Eu simțesc prezența Domnului aici. Asta este cel... N-am mai fost niciodată în biserica asta cu fratele Onisie mai slujit de când era în practică prin Petroșani, prin Ghioroc. Pe celălalt nu vă prea cunosc. Dar ce minunat că Domnul este aici la voi. Asta înseamnă că sunteți copiii lui Dumnezeu. Că-L iubiți și cel mai mare lucru care aveți pe pământul acesta este Domnul. Iubiții mei, așa cum spuneam, cred în toată inima că Domnul este aici. Într-o noapte s-a întâlnit Domnul cu Solomon și a pus o întrebare. I-a spus, ce vrei să-ți dau? Dacă Domnul este aici și este în dreptul tău și te-ar întreba pe tine în ziua de astăzi, omule, tânăr, bătrân, femeie, bărbat, ce vrei să-ți dau în această zi? Ce-i cere Domnului? Sigur, fiecare ar cere după nevoia care e cea mai maximă. Dacă unul ar fi bolnav, spune, Doamne, dacă mă întreb, dăm sănătate. Asta vreau, plecând de ei să merg vindecat. Poate că alții ar spune, Doamne, care nu sunt căsătoriți, am nevoie de o soție, am nevoie de un bărbat, am nevoie, poate unii care nu aveți mașină, am nevoie de o mașină. Mă aduceam aminte de fratele Onisim când el și-a construit casa, cât de mare bucurie avea, m-a explicat toate lucrurile și unii dintre noi poate avem nevoie de o casă și spunem, Doamne, avem nevoie de casă. Dar știți care este cea mai mare nevoie astăzi în biserică și în jurul nostru? Nevoie de mântuire. Știți că oamenii care mor, dacă moare cineva aici pe stradă și nu-i mântuit, știți unde merge? Într-un loc în care nu-i Dumnezeu. Și eu cred că de-aia voi v-ați strâns aici ca să-i chemați pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu, să vină aici și să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Când noi a aflat că pământul va fi nimicit, i-a spus, Doamne, ce pot să fac eu? Dacă Tu nimicești lumea asta, Dumnezeu a spus, Noe, am în planul meu să fac o corabie.
Și tocmai prin corabia aceasta lumea să fie salvată. Voi sunteți ca și o corabie. Când oamenii intră aici, vor fi salvați. Pentru că aici ei se întâlnesc cu Domnul. Aici este singurul loc în care îl găsesc pe cel care poate să mântuiască. Și ce interesant cu corabia, că stăteam într-o zi și meditam la corabia asta. Măi, cât de interesant! O singură poartă. La dita mai corabia, cât China de mare, o singură poartă. De ce nu o să am mai mult, Doamne? Dar de ce să nu faci mai multe porți? Pentru că asta avea de vorbit ceva în viitor. Domnul spunea, eu sunt singura poartă, sunt singura ușă. Dacă mă găsește cineva pe mine, poate să fie mântuit. Unii cred că dacă fac fapte bune pot să fie mântuiți. Alții cred că dacă schimbă ușile la biserică sau la geamuri sau geamurile. Alții dacă se roagă la Maria, la... Nu, Domnul spus, auziți? Eu sunt singura poartă. Așa cum corabia avea o singură poartă. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, în biserică, este numai Iisus Hristos. Oare îl avem toți pe Iisus Hristos? Asta e cel mai minunat lucru, să-L ai pe Iisus Hristos. Și un alt lucru care scrie acolo, era o singură fereastră. De obicei când te uiți, ferestrele sunt așa în partea dreaptă, în partea stângă. Da, Domnul Iisus, auzi, fereastra asta o faci, o pui sus. Doamne, de ce sus? Și tot m-am întrebat, dar de ce Dumnezeu a spus să pună fereastra sus? Și am înțeles că Dumnezeu, de fapt, tot ce era în jur, era spre nimicire. Și-a zis, Noe, tu nu mai ai voie să comunici cu cei în jurul tău, doar cu mine. Ai fereastra doar în sus. Și cât de interesant că noi câteodată așa nu suntem mulțumiți, mai încercăm să mai facem noi, să mai procurăm fereastre, mai face câte una în stânga, mai câte în dreapta. Eu vorbeam la tinerii noștri, probabil că aici nu sunt, dar vorbeam la tinerii noștri că mai sunt câte unul care mai fac câte o fereastră în partea lui, să zic că mă, să mai ascult câte un pic muzica care e în afară, să mai văd sărbătorile care are lumea, tot felul de lucruri care sunt pământești. Și Domnul să mai îți lăsă o singură fereastră, tu trebuie să vorbești doar cu mine, tu nu mai ai ce să cauți în lume, că te-am scos din lume. Pentru că riscul mare dacă stai acolo pe fereastra aia, ca și eu, tic, să pici și să nu mai fie ce să te ridice. Domnul spune, ai o singură fereastră, comunică cu cerul, cu mine. Iubită biserica lui Iisus Hristos, Domnul vă iubește. Domnul v-a pregătit o casă acolo sus, în ceruri. Și corabia care era adusă, știți, mă gândeam și închei și eu să ne rugam. Am zis, de ce trebuie corabia să meargă pe valuri? Destinația era muntele. Dacă nu veneau valurile, corabia rămânea tot jos. Dar Dumnezeu a spus, trimit valurile să ridice corabia și să o ducă acolo sus la destinație, sus pe munte. De multe ori trecem prin tot felul de încercări. Băi, dar de ce tot eu? Păi numai acum am scăpat de una. De ce Dumnezeu mă îngăde alta? Și Domnul spune, valurile prin care treci te ajută să ajungi acolo sus, la locul acela care ți l-am pregătit. Mulțumește Domnul pentru valurile care le-ai în viața ta. Mulțumește Domnul pentru încercările care le-ai în viața ta. Rămâi tare lângă El. Mulțumește, Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare încercare care mi-o dai. Pentru că fiecare val te duce tot mai sus, acolo unde ți-ai pregătit o cunună. Acolo unde ți-ai pregătit un nume. Acolo unde ți-ai pregătit o haină. Știi că ți-a dat Dumnezeu o haină? Păzește-o să nu pătezi. Zice, nimeni să nu vă ia cununa. Nimeni să nu vă păteze hainele. Luptați-vă pentru aceasta și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm în picioare la rugăciune. Ți-am cunoscut iubirea acolo la fântână, când plin de bunătate nu mi-ai întins o mână. Mi-ai spus atunci și nimeni nu mi-a
soare și orice zi cu tine. Să laude pe Domnul cu o cântare, după care fratele Daniel ne va motiva pentru următoarea rugăciune, iar mai apoi ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta. Amin. Jesus, come.
Că suntem împreună cu dumneavoastră, nici eu încă n-am fost până acum aici, dar cu adevărat și eu l-am simțit pe Domnul, este prezent, lucrează în mijlocul nostru și chiar în ziua de astăzi s-a vorbit mult despre venirea Domnului Iisus. S-a cântat despre venirea Domnului Iisus, s-a vorbit despre venirea Domnului Iisus și ne-a vorbit astăzi Dumnezeu și a vrut să ne călăuzească și să ne îndemne să ne pregătim. Nu este mult și venirea Lui este foarte aproape. Și m-am gândit că spune în Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Iar apoi spune acolo mai departe, curățați-vă mâinile și spune mai departe apoi, curățați-vă mâinile și spune acolo voi păcătoșilor. Curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. De aici vedem că Dumnezeu ne îndeamnă la o curăție, ne îndeamnă la o sfințenie. Spune apoi în Luca 21:36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Adică aici se cere o putere și nu spune acolo, luptă-te pe puterea ta, aleargă pe puterea ta sau nu te bizuiește-te pe înțelepciunea ta. Spune în Proverbe 3:5-6 că încrede-te în Domn din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-le în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și aici de multe ori avem o problemă, că de multe ori ne credem singuri înțelepți, ne credem singuri puternici și de multe ori vrem așa singuri pe puterea noastră să rezolvăm lucrurile. Dar vreau să spun că vom ieși, vom cădea și nu vom reuși. De multe ori Dumnezeu la început ne cere să fim oameni, apoi ne-a cerut să ne pocăim și cere mai departe să ne sfințim. Iar apoi să ne sfințim mai departe și să ajungem la desăvârșire. Ca să fii om, este un lucru pe care nu trebuie să fim și este ceva omenesc, ceva normal. Apoi să te pocăiești, vine tot de la Domnul, dar stă și puterea noastră să ne pocăim, să luăm această decizie. Pe când sfințenia este ceva duhovnicesc, ceva divin, ci noi, ca și oameni, după puterea noastră, nu avem cum să ne sfințim singuri. De aceea și-a venit Iisus Hristos, pentru că acea sfințire se poate face doar prin Iisus Hristos. Iisus Hristos ne sfințește prin jertfa sa, ne sfințește prin Duhul Lui, ne sfințește prin cuvântul care este tot Iisus Hristos și aici avem parte de Harul Lui Dumnezeu și avem nevoie de Harul Lui Dumnezeu. De aceea și spune acolo în Luca 21:36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Adică trebuie să veghem, asta e partea noastră, dar aș vrea în rugăciunea aceasta să facem o rugăciune în care să-L chemăm pe Domnul ca El să ne dea puterea. Spune Iisus Hristos, mi-a fost dată toată puterea. Adică dacă toată puterea înseamnă că toată puterea care exista pe fața Pământului, toată acea putere a fost dată lui Iisus Hristos. Dacă avem nevoie de o putere, singura sursă de la care putem căpăta putere este Iisus Hristos. De aceea și este un lucru foarte potrivit și înțelept. Și chiar de nevoie, cred că avem nevoie de putere, mai ales în vremea în care trăim. Spunea fratele înaintea mea din Belgia cu steagurile acel de curcubeu și în Austria la fel. Văd multe lucruri și de multe ori mă întristez când le văd. De aceea spun, avem nevoie de putere, avem nevoie de har, de aceea aș dori în rugăciunea aceasta să ne vedem mici, să ne vedem slabi și să arătăm lui Dumnezeu că depindem de El. Pocăința nu se poate întâmpla în viața noastră dacă nu ne vedem falimentari, dacă nu ne vedem că păcătoși, dacă nu ne vedem că avem nevoie de Dumnezeu. Noi nu avem cum să biruim fără ajutorul lui Dumnezeu, noi depindem de Dumnezeu. Și acest lucru aș dori să-L declarăm față de Dumnezeu, să-I spunem, Doamne, iată-mă înaintea Ta, am nevoie de Tine.
Doamne, depind de Tine, nu pot fără Tine. Iată sunt mic, iată sunt slab, am lupte, dar nu reușesc de multe ori. Am nevoie de harul și de ajutorul Tău. Vreau să fiu sfânt și suntem chemați să ne sfințim. Dar vreau ca Hristos, cum spunea Pavel în Tesaloniceni, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Duhul vostru, trupul, sufletul vostru, Dumnezeu să ne sfințească. Aș dori să ne ridicăm împreună în picioare și această rugăciune să o facem, să vină Domnul și doresc venirea Lui. Dar până la venirea Lui, Dumnezeu să ne pregătească și să ne sfințească. Amin. Amen. Slăvit să fie Domnul! Îl rog pe Dumnezeu să lucreze așa cum a început să lucreze, să lucreze și în continuare. Ioan capitolul 15, vom citi de la versetul 1 până la 11. Pagina în Biblie 1046. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate într-un foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Înainte de a ocupa locurile, vă rog să dați mâna cu cei din stânga și din dreapta și să ziceți: Domnul să te binecuvinteze cu rod, cu mult rod. Amin. Mulțumesc. Vă invit să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru prezența Sa, mulțumim pentru oaspeții care ne-au călcat pragul casei Domnului, casei noastre de rugăciune, și îi salutăm și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumim fraților, familiei Cotu, care vor mai pregăti pe final o cântare sau două. Mulțumim băieților de la Krems, ei sunt garda mea de cor pe Austria, unde mă duc și ei acolo. Ne-am cunoscut într-o tabără și de atunci tot mă urmăresc. Dar mă bucur și Domnul să-i binecuvinteze, îl văd pe Daniel cum crește de la un an la altul și asta este bucuria mea. Frați și surori, este ultimul mesaj din seria aceasta. Încercăm, ne străduim, ne rugăm și îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe El după modul în care ni se revelează în Evanghelia după Ioan prin cei 7 Eu sunt. Și ultimul mesaj pe care îl avem despre această temă, mi-am dorit să închei în luna iunie, am intrat un pic pe iulie, nu este nicio problemă. Eu sunt vița, zicea Domnul Iisus Hristos, și voi sunteți mlădițele. Aș vrea să înțelegem un lucru înainte de a intra în textul nostru, să înțelegem că Dumnezeu este foarte exigent. Și tot de ani de zile tot încerc în taberele de tineret, încerc prin mesajele pe care le am, să trag semnalul acesta de alarmă și să predicăm exigențele lui Dumnezeu. Am făcut pe undeva abuz de bunătățile lui Dumnezeu, de îndurările lui Dumnezeu, care sunt evidente, le vedem în fiecare zi, le vedem în viața noastră.
Dar exploatarea lor într-un mod egoist și inconștient poate atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu este exigent. Dumnezeu nu tolerează orice formă de evlavie și nu tolerează pocăința trăită oricum. Dacă nu ar fi existat pasajul acesta în Biblie pe care vreau să vi-l citesc, te rog, Alex, Isaia capitolul 5, noi nu am fi fost în calcule. În economia mare a lui Dumnezeu, eu sunt convins că existam și că Dumnezeu avea în plan să ne mântuiască și pe noi neamurile ceilalți. Dar obiectivul lui Dumnezeu a fost altul și dintre neamuri, dintre națiuni, a ales un popor și a avut un proiect clar. Dacă nu înțelegem planul lui Dumnezeu în ansamblul său, devenim niște pocăiți mofturoși. O privire, o atitudine, o vorbă, imediat ne tulbură. Ca și sămânța aceea care a căzut pe stâncă și a prins acolo niște licheni, a reușit cumva să prindă niște rădăcini. Dar vine o ispită și pică. De ce? Pentru că genul acesta de pocăință este o pocăință circumstanțială și pocăința aceasta nu ține mult. Noi trebuie să înțelegem ansamblul, planul lui Dumnezeu în ansamblul său de mântuire. Și când înțelegem asta, și dacă plouă, și dacă e caniculă, și dacă mi-este greu, și dacă sunt la spital, și dacă sunt în concediu, eu tot îl voi iubi pe Dumnezeu. Și uitați-vă care a fost planul lui Dumnezeu. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Ce frumos începe, ce romantic începe, dacă nu s-ar termina cu o dramă. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre. Vă rog frumos să vedeți investiția pe care prea iubitul acesta, pe care acest om a avut-o, acest stăpân. A sădit în el vițele cele mai alese. O rasă specială, selectă. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teas. Apoi trăgea nădejde că are să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Atât. Și se încheie povestea. Dar povestea asta înseamnă cel puțin 3 sezoane. Povestea aceasta înseamnă ani, înseamnă decenii, înseamnă chiar mii de ani. Dar sunt cuprinși doar în 2 strofe, doar în 2 versete. Și acum... Dar, zice Domnul, locuitori ai Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Dumnezeu stăpânul dă sceptrul judecății oamenilor. Îmi spuneți mie uneori că sunt prea exigent? Analizați voi la rece, judecați voi obiectiv între mine și via mea. Și acum... deja parcă văd pe obrazul lui Dumnezeu, antropomorfic vorbind, pentru că Dumnezeu e spirit, dar parcă deja curg lacrimi și spune așa, parcă și tonul este mai sacadat. Ce aș fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Asta, acest acum indică spre un imperativ de pus în aplicare imediat. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, o voi pusti, nu va mai fi curățată, nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea, via Domnului oștirilor. Începe cu o poveste, începe cu o povestioară, cu o anecdotă și continuă cu realitatea, interpretarea pildei acestei parabole. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Vai de cei! Și acum,
Am fost foarte curios ce l-a determinat pe Dumnezeu să intenteze divorțul între el și via lui. Este vorba de un divorț domestic, pentru că veți vedea și vedem în ani, în decenii, în milenii, în secole, că Dumnezeu tot continuă să iubească pe această viță răsleață și vagabondă, care a curvit cu Dumnezeu tuturor popoarelor unde a mers. Și uitați-vă ce spune, care a fost motivul. Și acum vă rog să fiți foarte atenți, pentru că încet, încet, GPS-ul acesta lui Dumnezeu se apropie de casa și de inima și de mintea noastră. Și auziți ce l-a determinat pe Dumnezeu. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor. Oare nu credeți că se potrivește demonul acesta care l-a determinat pe Dumnezeu să divorțeze de via sa și să o lase în paragină? Casă lângă casă. Se construiește într-un stil barbar, într-un mod nebun. Niciodată nu s-a construit ca astăzi. Ogor lângă ogor, încă un teren și încă un teren și încă o parcelare și încă un puz acceptat și cerșim pe la autoritățile statului să ne mai dea și acces și alte utilități și altele. De ce? Să ne crească profiturile. Era o situație exact ca astăzi. Și locuiesc în mijlocul țării. Iată ce mi-a descoperit Domnul. Hotărât, aceste case multe vor fi pustite, aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. Chiar 10 pogoane de vie nu vor mai da decât un bat și un omer de sămânță nu va da decât o efă. Vai de cei ce diz de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Harfa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. Este vorba de o orbire spirituală în care pică un om consumator de senzațional, un om consumator de păcat, un om care soarbe păcatul și spune în continuare, nu mai citesc, vai de cei ce târăs păcatul după ei ca și o funie. Nu uita, nu vedeți dumneavoastră că unde ne întoarcem, găsim în inima și în sufletul nostru numai răutate, numai ură, numai răzbunare, dreptul meu, partea mea și toate aceste lucruri. Nu uitați că cel care orchestrează tot universul acesta și inclusiv sufletul tău și viața ta este Dumnezeu și e tare supărat. Pentru că știți de ce este supărat? În încercarea noastră de a rezolva această matrice complicată, această ecuație complicată, știți ce am făcut? Am scos pe Dumnezeu din ecuație, necunoscuta Dumnezeu, și am rămas noi de noi. Uitați-vă cum ne batem cap în cap. Dumneavoastră nu vedeți că nu mai sunt rezolvări la problemele noastre? Pentru că în ecuație nu mai este Dumnezeu? Și a zis Dumnezeu, știi ceva? Prea iubitul meu, știi ceva, via mea și vița mea? A abandonat-o. Și a intrat popoarele peste ea și și-au făcut de cap. Gândiți-vă dumneavoastră numai la Holocaustul din urmă cu mai puțin de 80 de ani. 6 milioane de evrei au murit. De ce? Pentru că s-au dezis de Dumnezeu și Dumnezeu s-a dezis de ei. Te întrebi de ce ești în paragină cu viața ta? De ce câmpul tău emoțional este deșertificat? De ce sunt stepe în sufletul tău? E simplu. L-ai părăsit pe Dumnezeu. Și zice Dumnezeu, mă voi întoarce spre neamuri. Și zice Domnul Iisus Hristos, eu sunt adevărata viță. O cultură nouă, un legământ nou, un popor nou, un neam nou de preoți. O altă viță. Și zice Domnul Iisus Hristos, eu sunt adevărata viță. Ce ați citit până acum în Isaia? Este doar o pildă, este doar un proiect, este doar un plan care putea fi dus la îndeplinire, dar l-au abandonat fiecare dintre ei. De la păzitorii legii, care nu m-au cunoscut, preoții care n-au întrebat unde este Domnul, prorocii care s-au depărtat de Domnul, au zădărnicit planul lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut un nou plan. În Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul în veci. Și în felul acesta, intrăm în ecuație noi, neamurile. Altfel,
eram condamnate la moarte. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul și voi sunteți mlădițele. Asta trebuie să stabilim de la început. Tatăl este vierul, responsabil cu tot, Iisus Hristos este vița și noi suntem mlădițele. Eu m-am dus la tuși în grădină să mă ierte și v-am adus aici un mic exemplu, da? Eu sunt vița, zice Iisus, Tatăl este vierul responsabil și voi sunteți mlădițele. Știți care este marea problemă? Eu am întâlnit personal slujitori care se cred viță și zice, l-am tăiat, l-am șters, l-am exclus, l-am excomunicat. Zice stăpânul în pilda smochinului, grădinarului, taie-l! Îi zice despre smochin. La ce să mai cuprindă rodul degeaba? Numai umbră dă și umbrește și pe ceilalți. Și zice grădinarul, uitați-vă inima de grădinar, de Iisus Hristos, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur. Am să-i pun gunoi la rădăcină, am să mă ocup special de el. Dacă nu va aduce rod, poate cineva să continue fără să se uite în Biblie. Îl vei tăia. Eu nu am foarfecă. Eu nu știu cu dinastia. Eu nu am numai furtun și apă și îngrășământ. Foarfeca este la Dumnezeu, slujitorii altarului, mame și tați. Am văzut o grămadă de pocăiți cu foarfeca în mână, care au venit cumva într-un mod așa să pună presiune psihologică cică pe noi, de parcă noi nu avem atâta minte să ne dăm seama că avem de face cu un om nepocăit și că îl articulăm ca să se pocăiască. Și vine cu foarfeca, ți-o bagă sub nas, taie-l! N-am voie. Mai o zi de post? Mai o rugăciune în plus? N-am voie să-l tai. N-am voie, n-am foarfecă. Numai stăpânul poate să facă asta. Și dacă Dumnezeu i-a dat viață și știți cum se definește harul lui Dumnezeu, câtă vreme bate inima într-un om, are toate șansele să se pocăiască, orice ar fi făcut pe pământul ăsta. Amin? Acesta este mesajul Bisericii Betleem și oamenii care vin aici. Noi suntem biserica șanselor, nu biserica pocăinței ușoare, nu biserica pocăinței oricum, ci biserica șanselor harului lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Și poate că aveți în casele dumneavoastră și stai de vorbă cu ei și zic că nu are rost, că zice, e lepădat, a căzut de la credință. Știți ce înseamnă pentru noi a cădea de la credință? Abandon total. E căzut. Mai insistă, încă nu l-a tăiat stăpânul. Dacă mai mișcă, nu l-a tăiat stăpânul. Încă mai este viață. Frați și surori, aș vrea să ne oprim un pic la noi. Studiind cuvântul lui Dumnezeu, am observat un lucru și vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Biserica Betleem a ajuns la coacere. Asta mi-a vorbit Domnul aseară și trebuie să vă spun. Dumnezeu începe să ceară. Dacă ați observat și programele noastre de până acum, în ultimii 3 ani de zile, au fost axate pe evangelizare, au fost axate pe studii și nu înseamnă că nu vom mai face studiu, au fost axate pe rugăciune și mai trebuie, pe stăruință și mai trebuie, Dumnezeu cere de la noi. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos. Pe orice mlădiță care aduce rod, aceasta este mlădița roditoare, până la un punct are venă comună cu alta, asta, despre care o să vorbim mai târziu. Și aceasta are pe ea, s-a vestejit pentru că a întăiat-o de ieri, are pe ea rod. Uitați-vă, vă rog frumos, care este responsabilitatea noastră ca mlădiță? Noi nu suntem viță, ci suntem mlădiță. Asta este foarte important să înțelegem. Să vă păzească Dumnezeu vreodată în viața dumneavoastră să judecați. Definiția cea mai clară a judecății. Un păcătos care judecă pe un alt păcătos pentru că a păcătuit într-un mod diferit de cum a păcătuit el. În aceeași zi, mânat de același diavol, a făcut același păcat care duce la aceeași moarte în același iad. Dar ăla a păcătuit în mod diferit de el. Și care e diferența? Mlădița n-are voie să judece pe nimeni. Mlădița nici nu are acces la lucrurile acestea de stabilitate din pământ. Ea este într-un alt mod.
Ce vreau să înțelegem că noi nu avem resurse proprii. Mi-a plăcut foarte mult ideea lui Daniel. Sfințirea aceasta, zice pe de o parte Dumnezeu, sfințiți-vă, curățiți-vă. Și apoi spune sfințirea pe care o lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Aleluia! De ce este important să fim plini de Duhul Sfânt? De ce fugim de stăruința după umplerea cu Duhul Sfânt? Pentru că este singura noastră șansă care ne sfințește. Și încercăm noi să punem petece vechi la pufoaice, petece noi la haine ruginite, la haine vechi și să punem tot felul de lucruri de genul acesta, să punem vin nou în burdufuri vechi. Nu merge. Sfințirea lucrată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți, roada, știți care este responsabilitatea viței? Să aducă rod. Să aducă rod. Și acum aș vrea să vedem trei aspecte ale mlădiței și apoi vom încheia și ne rugăm. Asta ar însemna că închei în 10 minute. Nu, când se termină. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, statornicia mlădiței. Uitați-vă ce spune Iisus, primul principiu. Pe orice mlădiță care este în mine, care ființează din mine, care este sădită în mine, care este înfiptă în mine, va aduce rod și care rămâne. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, veți aduce roadă. Frați și surori, cu unii dintre dumneavoastră am mai discutat. Este un principiu pe care eu l-am observat de când facem consiliere din ultimii ani de zile. Vin oameni supărați cu probleme nerezolvate de la alți slujitori care, din câte mi-am dat eu seama, sunt mult mai specialiști decât noi și mult mai pregătiți și mai capabili decât noi să trateze. Doar că mai sunt și alte chestii de orientare în spațiu secundare. Și anume, vine și spune așa, am fost la fratele și nu sunt mulțumit de tratamentul lui. Am venit la dumneavoastră și am zis, bun venit, vei pleca dezamăgit și te vei duce la alt slujitor și vei fi la fel de nemulțumit. De ce? Pentru că studiile de specialitate spun că o problemă de consiliere care necesită ședințe de consiliere trebuie să aibă cel puțin 4, 5, 6 întâlniri. Adică eu mă duc, îmi povestesc necazul și o parte din el. Bun, nu-ți mulțumit, nici slujitorul nu-l cunoaște tot, pentru că nici eu nu l-am povestit tot. Mă duc, o iau de la capăt și o iau de la capăt și o iau de la capăt. De ce subliniem de multe ori că este foarte importantă statornicia? De ce este bine să vă țineți de o biserică? Este atât de important. Noi am vrea să colectăm tot ce putem în interes personal, de peste tot, și noi să nu producem nimic. Ei, asta nu se face decât într-o vie falimentară, într-o vie care se pregătește pentru foc. De aceea, același lucru este și el nu ajunge. Să zicem că eu vin la biserica noastră. Săptămâna viitoare mă enervez, mă supăr, nu. Mă mut în altă biserică de aici, de la noi. Nu-mi convine, mă mut în altă biserică și în alta și în alta. În primul rând, nu ajung nici frații să mă cunoască, nu ajung nici eu să-i cunosc pe ei, eu niciodată nu ajung la coacere. Și sunt o grămadă de pocăiți ca aguridă, așa se numește asta, aguridă, adică poamă necoaptă. Și uitați-vă cum începe să se vestejească și moare înainte să producă nimic pentru Domnul. Dacă s-ar termina totul aici, ar fi extraordinar. Ar fi extraordinar, ar fi mai puțin rău. Dar vine judecata lui Dumnezeu și spune cântarea, tu plugar, tu învățat, câtă miere ai adunat, tu păstor, tu ucenic, unde-s boabele din plic, din spic? Păi stai să-ți povestesc, m-a enervat fratele Florin Gligor, m-a enervat Codrin, eu nu am putut să mă duc acolo unde predică Onisim botezatul. Păi n-am putut, domnule, nu-l suport pe el și m-am dus în altă parte. Păi nici acolo nu-l suport. De fapt, tu nu suporți pe nimeni, de fapt, tu nu te suporți pe tine, de fapt, tu nu-l suporți pe Dumnezeu și într-o zi, și scurtă este vremea, când nici Dumnezeu nu te va mai suporta pe tine și te va trimite unde ți este locul. Rămâne vița doar dacă este sădită. Și aici vorbim de botez. Niciodată nu vei putea rămâne în viță dacă tu n-ai fost sădit în viță, altoit.
Și altoiul se face prin botez, prin nașterea din nou, prin pocăință, prin sfințire. Toți cu Hristos, cu cei cu care cu Hristos s-au împăcat, s-au botezat, toți în Hristos s-au îmbrăcat. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, veți aduce rod. Știți care este durerea mea, fraților? Am citit un studiu, sper din suflet să nu fie adevărat, că dintr-o predică sau dintr-o lecție sau dintr-o cuvântare din orice, omul rămâne cu 10%. Adică dacă vă predic 40 de minute, doar 4 minute se poate concentra creierul dumneavoastră. Nu știu ce, să scurtez programul, nu pot, că după aia ieșiți înapoi în infern și sunteți bombardați de satana pe toate liniile și pe toate pârghiile. Nu, am vrut să reduc predica la 10 minute, dar nu pot să explici. Dar eu cred că în biserică nu se potrivește asta. Eu cred că biserica este dublată de inspirația Duhului Sfânt și are capacitate mai mare decât au calculat psihologii. Și eu cred că dumneavoastră rețineți mai mult decât ceilalți. Doamne, ajută-ne la aceasta! Frați și surori, dacă nu rămâneți, nu puteți să aduceți roadă. De aceea, numai Dumnezeu din cer ne știe căile prin care am umblat noi săptămâna aceasta. Numai Dumnezeu din cer ne știe vorbele noastre, acțiunile noastre, toată trăirea noastră de fiecare zi. Știți ce înseamnă asta? Statornicie sau lipsa statorniciei? Păi n-ai cum să aduci rod. Dacă nu rămâne cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, suntem analfabeți funcționali spirituali. Adică nu înțelegem. Dacă nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, nu vom produce nimic. Rămâi doar dacă ai fost sădit. Rămâi doar dacă îl iubești. Dragoste cu forța nu se poate. Și sunt soții care pleacă de la bărbații lor. Sunt bărbați care pleacă de la... De ce? Că nu mai e iubire. Bagă motive. Nu mai e iubire. Sunt oameni și spune Sfântul Apostol Pavel, nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Nu, rămâneți statornici, mergeți la casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă perseverență, asta înseamnă prezență la casa lui Dumnezeu de fiecare dată. Numai așa putem să aducem rod. Altfel, nu aduceți rod niciodată. Și știți ce am observat eu în timp? Că eu mai și gândesc așa câteodată când am pauză. Și gândind, mi-am dat seama că oamenii din biserică care fac cele mai mari probleme în biserică și care îi umple cu boli și cu diabet și cu hepatită pe slujitori și pe păstori, sunt oamenii frustrați, care n-au rodit niciodată nimic și de frustrați ce sunt, exact ca diavolul care s-a transformat din înger de lumină în satană și face numai rău, exact așa se întâmplă cu astfel de oameni nestatornici, niște nori fără apă, dezrădăcinați, de două ori mori și dezrădăcinați și strică totul în jurul lor. Și numai tulbură, și numai tulbură, și numai tulbură. De aceea rămâi dacă îl iubești pe Iisus Hristos. Și uitați-vă, ultimul verset pentru mine este extraordinar. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aici este un artificiu metaforic extraordinar. Și zice, v-am spus, rămâneți în dragostea mea, rămâneți aici unde vă iubesc, rămâneți la pieptul meu de Iisus Hristos, vreau să vă ofer iubirea mea, așa cum eu l-am iubit pe Tatăl și am rămas în dragostea Lui, dacă mă iubiți și voi și rămân cuvintele mele în voi, rămâneți și voi în dragostea mea. Frați și surori, nu ne invită la ură? Nu ne invită la răzbunare, ci ne invită la iubire. Ne invită să ne ofere, să ne copleșească cu dragostea Lui. Și rămâi numai dacă ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez lucrul acesta. Frați și surori, știți care sunt pocăiții care se plictisesc repede de pocăință? Pocăiții care nu ajung la plinătatea Duhului Sfânt, nu ajung la umplerea cu Duhul Sfânt. Aceștia obosesc, aceștia devin frustrați, pentru că Duhul Sfânt revitalizează inima noastră și sufletul nostru și ne dă speranță și ne dă viață. N-ai șansă. De ce? Că roada este a Duhului. Roada este a Duhului. Roada Duhului dimpotrivă este. Și acolo ne arată în Galateni 5:22 care este roada Duhului. Roada noastră, ați văzut care este. Roada Duhului dimpotrivă este aceasta. De aceea,
Frați și surori, Biserică Betleem, îmi doresc din toată inima o biserică plină de Duhul Sfânt, o biserică plină de Harul lui Dumnezeu. Studiind la Gheoroc vineri, având o temă extraordinară, implicarea fiecăruia în trupul lui Hristos, ce am observat din 1 Corinteni 12, sunt felurite daruri, slujbe și lucrări. În momentul în care un om se pocăiește, este ca un tank care vrea să facă orice. Sunt lucrările, handmade, lucru manual și vrea să facă multe Acestea sunt specifice oamenilor care se pocăiesc în prima fază, în dragostea din tâi. Dacă rămân serioși, la un moment dat Dumnezeu le dă daruri. Și dându-le daruri lucrează. La unul dă vedenie, la altul prorocie, la altul predicare, la altul cântare. Apoi sunt darurile auxiliare, încurajare, milostenie, facerea de bine și celelalte. Și apoi trec niște ani fără ei. Nu putem. Am întâlnit oameni care vor să sară peste ei. Nu merge. Trec niște ani, ajungem încolo pe la 40-50 de ani, 60 de ani, să poartă în cultul nostru, pe la 60 de ani să-i ordineze păstor. Adică să fie, să aibă pe pensie, să scrie acolo și păstor. În fine, un pic este prea mare vârsta aceasta la care se responsabilizează. Dar e bine gândită. De ce? Că trebuie să treacă un timp să mă obișnuiesc cu slujirea lucrului manual, să mă obișnuiesc cu darurile Duhului Sfânt și apoi să fiu un om încercat, responsabil și capabil să poată să facă o slujbă de păstor, de evanghelist, de învățător, de proroc și alte slujbe care se dau. Apoi aș vrea să subliniem cantitatea roadei. Dumneavoastră știți ce am observat? Și dumneavoastră ați observat că suntem foarte minimaliști. Cât de puțin, cât acolo, Dumnezeu știe, doi bănuți au avut văduva. Acum eu vă întreb, s-ar fi construit biserica din Gheoro cu doi bănuți? Dragilor, trebuie să recunoaștem. Și zice că Domnul Iisus a uitat la cei care dădeau mult. Ascultați-mă, sunt oameni care au și darul acesta. Sunt oameni care dau mai mult decât doi bănuți. Sunt oameni și vreau să știți dacă ar fi. Uite, vă dau numai, îmi spunea cineva, eu nu-s de acord, domnule, cu zecioala, nu-s de acord cu zecioala. Ce, nu mai suntem sub lege, poftim? Zecioala n-are nicio legătură cu legea. Zecioala este înainte de lege. Avram a trăit înainte să fie dat decalogul și a dat zecioală. Era principiul zecioelii. Dar nu asta este problema. Știți ce am observat? Că roada este și ea cuantificabilă. Și zice Hristos, veți aduce mult rod. Și Tatăl meu va fi bucuros dacă aduceți mult rod. Biserica lui Iisus Hristos, frați și surori, mame și tați, luptați-vă să aduceți mult rod. Prin aceasta se bucură Tatăl care este în ceruri. O biserică expansivă și mă bucur că Biserica Betleem este o biserică misionară, este o biserică expansivă care nu se va mulțumi niciodată cu granițele. Tot timpul va fi preocupată de modificare de pereți, de modificare de săli și de alte lucruri. Este o biserică vie. Îmi doresc din toată inima să aducem mult rod. Nu vă mulțumiți cu puțin. Azi zice, ai nicio problemă să fiu acolo după ușă în împărăția lui Dumnezeu. Stați cu minți. Numai caprele și iezii să mulțumesc după ușă, dar mănâncă lupul din povestea lui Ion Creangă. S-a dus, zice, iedul cel mare s-a aruncat după ușă când a venit lupul. Vine aici, vine. Primul a mâncat. Dar miei vor să stea la masa stăpânului. Oițele lui Iisus Hristos vor să stea la masă. Pentru că Dumnezeu vrea oameni roditori. Veți aduce multă roadă. Și ce spune în Galateni? Să fiți neobosiți în facerea binelui, 6:10, cât avem prilej să facem bine la toți, la cât mai mult, mai ales fraților în credință. Văd astăzi pocăiți obosiți, dar nu obosiți de slujire, ci obosiți de mamona. Și mamona îți dă de lucru până te omoară, până îți distruge coloana vertebrală. Până faci osteoporoză acută. Că mamona nu are milă de tine. Iisus mai are milă, îți mai dă câte o gură de oxigen, mai respiri. El nu ne omoară, El ne dă fiecăruia după puterea Lui. O întrebare cinstită. Ești obosit, ești obosită. Ce te-a obosit? Comorile acestea care se vestejesc? Lucrez, frate, lucrez. Două responsabilități a dat Dumnezeu omului în Eden.
să lucreze grădina și să o păzească. Asta înseamnă lucrare spirituală. Două responsabilități am ca bărbat în casă. Să lucrez pentru familie și să păzesc familia de atacurile demonice. Vine categoria asta la care nu le place munca și zice, ce faci? Eu păzesc casa, sunt în veghe. Du-te și muncește, că e plină zi, la treabă. Eu, nu, frate, zice, că mi-atacă diavolul familia dacă mă duc la treabă. Dați-o atacă cu un duc de lene, de puturoșenie. Ce aspru am fost. Veți aduce mult rod. Frați și surori, eu m-am speriat aseară. Am zis, Doamne, dacă Tu vii în noaptea asta și îmi vei calcula capacitatea maximă, așa se face judecata, asta mi-a revelat Domnul aseară. Judecata lui Dumnezeu se face plecând de la capacitatea maximă de operare a fiecăruia dintre noi. Doamne, cât am fost capabil să duc, atâta, de acolo vei pleca. Și dacă vei pune stânjenul, pe unde sunt? Și am început să tremur. Că sunt în urmă. Astăzi vă întreb eu, îndemnat de Domnul, ce ai lucrat pentru Domnul anul acesta? Dar imaginați-vă că te-ar fi întrebat direct Dumnezeu l-a judecat acum, fără să mai ai drept de apel, definitiv și irevocabil. Ce răspundeai? Frați și surori, nu vi se pare că e prea mare procent de mamona în viața noastră? Nu vi se pare că e prea mare procent de spirit secularist în viața noastră? Duh de competiție. Mașină bună să am și eu. Casa să aibă și ea și ne luăm la întrecere și spargem gresii și le punem înapoi și punem butoni și punem nasturi. Așa îmi zicea un frate. Îmi dă o poză, îmi face zoom, zice, vezi butonul ăsta. Știi cât costă un buton de ăsta? Într-o baie... într-o baie. M-am scăldat acum și eu ca eu în creangă. Mulți bani. Numai că nu ne putem duce cu butonii înaintea lui Iisus Hristos. Mergem, vom cu mâna goală înaintea lui Iisus. Pe orice mlădiță. Și acum fiți atenți. Care aduce rod, El o curățește. Asta o face Iisus. Uitați aici. Mlădița, de data asta mlădița o curățește. Care este scopul? Să aducă și mai mult rod. Mă zice, asta e ca muscată. Asta, frunza e bucătăria plantei. Asta nu prea mai aduce, nu prea mai, o tai și pe asta. Să aducă și mai mult rod. Și am văzut complexul acesta al multor oameni. Frate, dar numai în casa mea, dar numai la mine, dar eu slujesc. Cei mai atacați, ni se pare nouă, că sunt cei care slujesc. Știți de ce? Ca să aducă mai mult rod. Probabil am dat prea mult din mâini și a zis Domnul și mi-a băgat un buriu fierbinte. Cineva n-a fost atent și m-a curățit și am zis, Doamne, îți mulțumesc, înseamnă că trebuie să aduc mai mult rod. Pentru că ajunsesem și aveam complexul ăsta și ajunsesem să slujesc mai mult cu mâinile decât cu gura și cu inima și cu slujirea și cu picioarele încălțate cu râva Evangheliei. Și a zis, hai că-ți fac un buzunărel în mânuța dreaptă ca să înțelegi că trebuie să te ocupi de altă lucrare. Și aș vrea să am o întâlnire, dar cât de curând, cu cei care slujiți. Dumneavoastră știți cât de greu le este învățătoarelor de copii să facă studiu cu copiii dumneavoastră? Știți câți de neastâmpărați se suprapune canicula de afară cu faptul că nu mai sunt la școală, că sunt plini de energie, că li s-au luat telefonul din mână, sunt frustrați și ele trebuie să îi îmblânzească acolo și numai cu căpăstru în mână. Știți câtă frustrare se adună la învățătoarele de la copii? Dragi învățătoare, vă iubim și iubim slujirea voastră și Dumnezeu o iubește. Dumneavoastră știți câtă dezamăgire se adună la grupul de mijlocire care vine și de multe ori tot ei și tot ei și tot ei. Mergeți, fraților și surorilor, până la venirea Domnului, tot dumneavoastră, că toată răsplata e pentru dumneavoastră și sunt anumite istoviri, anumite dezamăgiri, anumite depresii ale slujirii. De ce? Pentru și zici, dar de ce mi se întâmplă, Doamne? Dar doar în lucrarea Ta, dar doar cu scop bun. Da, te curățesc ca să aduci și mai mult rod, și mai mult.
E preocupat Dumnezeu și de cantitate. Nu vă mai îmbătați cu apă rece. Lasă că se mulțumește Dumnezeu. Știi, Doamne, eu n-am ce-ți da. Am făcut și cântări. O, ai ce m-aș întâlni cu poeții ăștia să le dau niște lecții de gramatică și de prozodie. Eu n-am ce-ți da, n-am nimic, am mai avut ceva, am pierdut pe drum, am rămas străin, călător. Bă, termină, mă. Bine că să schimbi mașina ai și să pui butoni la gresie ai, dacă îmi vine vorba de Domnul n-ai. Să nu-ți arate Dumnezeu ce înseamnă să nu ai. Dar știți că și răsplătirea e cuantificabilă? Unul va primi 5 cetăți, altul 10 cetăți. Sunt pregătite pentru noi, fraților, numai pentru asta. Știți care este ideea? Îmi place de Dumnezeu. Mulți dintre noi ne credem pereni. Asta nu e perenă, asta vine tăiată. Numai vița e veșnică. Asta rămâne veșnic pentru că e Iisus. Dar mlădița este tăiată și ea la un moment dat, la toamnă. Când va avea culoare, deja a început, va avea culoarea aceasta și va fi tăiată și ea. Și uneori trebuie să vină Dumnezeu să intervină, că unii nu se mai dau pensionați. Nu suntem veșnici. De aia ne pregătim terenul de pe acum. A zis frizerița, tot mai multe fire ai, domnul pastor, de la o tunsoare la alta. Astea semne că trebuie să pregătesc pe alții. Ei, nu-i chiar așa. Nu scăpați chiar așa repede de mine, dar încet, încet ne pregătim. Și știți ce mai este și... Asta e ultimul punct. Calitatea roadei. Frați și surori, și aici face trimitere direct la scop. Veți aduce mult rod și roada voastră să rămână. O roadă de calitate are și durabilitate, poate fi conservată. Știți că sunt și scopuri false? Unii predică Evanghelia din duc de ceartă, alții din slavă de șartă, alții din lipsă de ocupație. Multe, multe sunt scopuri false. Apoi poate să fie și lipsa unui țel. Sunt oameni fără căpătâi, ca la odicenii, care erau un fel de șofronea din zilele noastre. Le venea apă termală la fiecare în curte, veneau oameni de departe să se scalde la ei în strandurile lor și atâta de bine dormeau și zice, vă place, ați ajuns atât de căltice, o, dacă ați fi reci sau un clocot. Dar pentru că sunteți căldicei, pentru că ați transformat apa aceea în sufletul vostru și ați devenit voi ca ea, am să vă scuip, nu mai aduceți rod, voi nu mai aduceți rod. Îmi plăcea ceea ce fratele Dorel ne întreba aici, fratele Dorel Bogdan. Punem cântări, să cânte pe mașină, să cânte acasă, să cânte pe laptop. Dar tu, când ai cântat ultima cântare, ultima dată? Când ai cântat ultima dată? Cu gura ta? Știți ce spune Biblia? Vai de cei nepăsători în Sion. Vai de ei. Dar există un scop divin al roadei. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Dacă aduceți mult rod, ca cantitate, prin aceasta scop, Tatăl meu este proslăvit. Frați și surori, să mă ferească Dumnezeu vreodată să vă predic din alt scop decât spre slava Tatălui. Să ne păzească Dumnezeu să cântăm în altfel decât spre slava Tatălui. Prin aceasta Tatăl va fi proslăvit. Numai slujirea care e făcută spre slava lui Dumnezeu va avea răsplată. Numai aceea. Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi doar astfel ucenicii mei. Uitați-vă cum ne calificăm să fim ucenici. Bisericile noastre gem, sunt pline, nu mai avem loc pentru ele. Nu mai fac aer, nu mai fac față nici aparatele de aer condiționat. Atât de mulți convertiți avem, dar nu avem ucenici. Pentru că ucenicii, convertiții, e responsabilitatea noastră să predicăm Evanghelia, să-i botezăm. Dar ucenicii, e responsabilitatea dumneavoastră să lucrați și să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta pentru plinătatea bucuriei tale, oameni mofturoși, pocăiți, numai mofturoși, numai nemulțumiți, numai nemulțumiți. De ce? Că nu aduc rod. Prin aceasta voi aduceți rod, Tatăl se bucură, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi, bucuria mea pe care voi mi-o faceți ca produs al slujirii voastre și bucuria mântuirii mele pe care eu vă dau în voi. Practic se întoarce înapoi. E cea mai minunată afacere de făcut cu Dumnezeu, între ghilimele zis afacere, pentru că toată bucuria se întoarce înapoi la noi. Și mai este aici o parte și închei cu
am tot fluturat vița asta, dar să înțelegeți, este aici una despre care nu am vorbit absolut deloc. Dar zice, pe orice mlădiță care n-aduce rod, el o taie, are 100 de ani, e piesă de muzeu, nu prea mai taie nici asta. Dar al lui Dumnezeu taie bine. O taie și... pentru că se usucă, dacă n-aduci rod, știți ce am observat? Îmbătrânesc și oamenii care lucrează și oamenii care nu lucrează. Îmbătrânesc și pocăiții care slujesc și ceilalți care nu slujesc. Doar că unii îmbătrânesc și se usucă și sunt combustie pentru focul veșnic, iar alții îmbătrânesc și se usucă și vor primi răsplătire din cer. Ce te-a îmbătrânit până acum? Și ce ai vrea să te îmbătrânească de aici înainte? Frați și surori, și ce spune Ioan Botezătorul, e și mai aspru. Iată că se curea și fost la, înfiptă la rădăcina pomului. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. În urmă cu 2000 de ani. Oh, nu ne mai plac predicatorii ăștia. O să mai vin la Betleem, poate. Numai dacă îmi spuneți că nu mai predică ăsta. Nu predic eu. Este cuvânt citit din Biblie. Frați și surori, foarfeca lui Dumnezeu este pregătită. Orice mlădiță care nu aduce rod va fi aruncată afară, acolo va fi prânsul și scrâșnirea dinților și focul veșnic. Ce e de făcut? Haideți să trecem la practică. Ce ți-a vorbit Dumnezeu astăzi? Ce hotărâri vei lua? Haideți să ne ridicăm în picioare. Frate Viorel, haideți să mai cântăm o cântare. Și în cântarea asta, haideți să ne cercetăm, noi cei din sală. Vița asta va fi martoră într-o zi în împărăția lui Dumnezeu, că ai văzut cum se va face celui care nu rodește, ai văzut ce se va face celui care rodește. Dacă ai necazuri în viața ta, înseamnă că Domnul vrea mai mult de la tine. Și vrea mai mult și mai mult și mai mult, ca să aduci mai mult rod. Vedeți de ce spune în Matei capitolul 25, celui ce are îi se va da. S-a demonstrat că un om cu capacitate cognitivă mare poate să facă multe lucruri. Încă are și atenția distributivă foarte, foarte bună pusă la punct. Poate să facă și două, trei lucruri odată. Napoleon zice că făcea 7 odată. Astea sunt poveștile istoriei. Dar vreau să știți, celui ce are îi se va da. Și stăteam de multe ori cu frații din Consiliu și spuneam, măi, tot noi, când vine vorba de cort, când vine vorba de slujire, tot noi sărim, numai noi răspundem. Da, dar numai noi vom fi și răsplătiți. Celui ce are îi se va da, celui ce are responsabilități îi se va da și alte responsabilități. Pentru că răsplătirea lui Dumnezeu este pregătită pentru noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să cântăm această cântare și să ne cercetăm înaintea Domnului. Cântarea pe care vreau să vă răspund, ridicăți astăzi privirea celor ce privești la pământ. Mulțumește celul ce face să rugească altul pământ. Lasă-te cu cerii de iubirea lui Iisus. Căci din tot ce mi-ați căut,
Să rămânem în duc de rugăciune. Voi avea o rugăciune specială pentru mlădițele roditoare și în final pentru cele neroditoare. Tată care ești în ceruri, te rog, binecuvintează predicatorii de la Betleem. Le este greu uneori pentru că au responsabilități pe pământul acesta, au case de întreținut, au familii, copii de crescut și uneori le este greu și vin obosiți și sunt obosiți, Doamne. Te rog, ai în vedere resursele lor și dă-le din nou resurse prin Duhul Sfânt. Și când se ridică aici la altarul bisericii, Doamne, să îi umpli cu Duhul Tău cel Sfânt și cu puterea Ta cea mare. Vrem să aducem mult rod, Doamne. Este atât de multă lume neevanghelizată. Este atât de multă lume, atât de multă populație, Doamne, care nu Te cunoaște pe Tine. Chiar în jurul nostru, în proximitatea noastră, sunt oameni care trăiesc în întuneric. Dă putere slujitorilor. Mă rog pentru învățătoarele de la copii. Doamne, dă-le răbdare, dă-le putere, Doamne, dă-le puterea de a merge mai departe. Îți mulțumesc, Iisuse. Vor merge cu copiii noștri în tabără. Acolo sunt o grămadă de riscuri, o grămadă de alte lucruri. Doamne, te rog, poartă-le de grijă și binecuvintează-le. Mă rog pentru frații și surorile de la social, care de atâția ani de zile merg și hrănesc atâtea familii nevoiașe. Doamne, poate că uneori să simt și ei descurajați și obosiți. Mai dă-le putere prin Duhul Sfânt, mai întărește-i Tu, Doamne. Mă rog pentru frații și surorile de la mijlocire, care de 2, 3, 4 ani de zile vin aici dimineață și se uită unii la alții și nu mai sunt care să se adauge. Doamne, care ești în ceruri și poate că-ți dezamăgiți și descurajați, ridică-le în seara aceasta moralul, în ziua aceasta, dă-le putere, Doamne, întărește prin Duhul Tău cel Sfânt și ochii lor să fie ațintiți spre răsplătire. Ne-am făcut prea multe ferestre în plus la corabie, prea multe lucruri blestemate vedem în Sodoma și Gomora și adună frustrări și nemulțumire. Am uitat că o singură fereastră are corabia în sus. Ajută-ne să ne ridicăm ochii în sus, Tată, care ești în ceruri. Binecuvintează, te rog, slujitorii de la consiliere, de la catecheză. Doamne, te rog, dă-ne putere și biruință. Binecuvintează lucrarea de tineret, de evangelizare, oamenii de la ordine, din parcare. Doamne, te rog, umple cu puterea Ta, cu căldura iubirii Tale. Tată, știu că în momentele acestea sunt aici în biserică mlădițe neroditoare, care de ani de zile numai critică și numai nemulțumire și numai nemulțumire. Tată, dacă încă mai este seva acolo, te rog, resuscitează Duhul acestor oameni. Dă-le de lucru, Doamne, că altfel ne dau ei nouă. Doamne, te rog, intre, bagă-i în via Ta. Mai dă-le, mai fă-le o chemare. Mai spune-le odată că iubești și că îi aștept să lucreze pentru împărăția Ta. Doamne, vrem o biserică Betleem roditoare, o biserică, un popor, așa cum Tu ți l-ai ales, plin de râvnă pentru fapte bune. Iată, parcă vedem securea aceasta care e înfiptă la rădăcina pomilor care ne aduc rod, la smochinii care fac doar umbră, la vițele neroditoare. Doamne, te rog, mai lasă și anul acesta. Poate în sfârșit se vor trezi, poate în sfârșit se vor pocăi, se vor smeri și vor înțelege mântuirea Ta și vor înțelege chemarea, onoarea de a lucra în via lui Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Poate că sunt în mijlocul nostru oameni care nu Te cunosc.
care n-au experimentat nașterea din nou, te rog astăzi, lucrează mântuire în inima și în viața lor. Doamne, nu de teama focului care oricum vine, ci de dragul lui Iisus Hristos, de dragul jertfei de la Calvar, de dragul împărăției tale, de dragul noului Ierusalim, cetatea împodobită. O, Doamne, Dumnezeul nostru, te rog, mai cheamă și astăzi, mai mântuiește și astăzi, mai salvează, mai iartă, mai împuternicește, mai umple cu Duhul Sfânt, o, Doamne, îți mulțumesc și te laud în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Frați și surori, iertați-mă că trebuie să faceți curat aici. Da, fac eu, dar cred că vă e milă de mâna mea și faceți tot dumneavoastră. Dar țineți minte că deja se pregătește Dumnezeu să se ducă spre magazie, să ia cleștele, să ia securea și să taie. Și va fi un foc și e vorba de sufletul dumneavoastră. Nu vă jucați. Este cineva aici care astăzi a hotărât să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul? Acolo la balcon este cineva? La bărbați? Să ridici o mână ca să știm cu cine stăm de vorbă. Eram pe grupul de cateheză și unul dintre candidați a zis: eu mă retrag încolo, din toamnă încolo ne vedem. Poate că ești aici acum, sunt și eu acolo pe grupul ăla. Așa am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, oare nu cumva aici e intervenția satanei care vrea să-l prăpădească pe omul ăsta? Oare nu cumva aici e șoapta diavolului care vrea să-l distrugă? Amânarea nu e bună. Și m-am rugat pentru el. Nu știu sigur dacă îl cunosc, dacă m-am întâlnit cu el, dar m-am rugat. Domnul să-și proslăvească numele. Frați și surori, mai sunt 2 săptămâni. Diseară avem botez. Avem un prim rod după evangelizarea de la Gheoroc și avem botez. Dacă mă întrebați cât candidați, suficient cât să declanșeze sărbătoare în cer. Slăvit să fie Domnul! Urmează să avem această ieșire, evangelizare, odată cu venirea grupului Speranța aici pe terenul bisericii în Gai. Vă rog implicare maximă. Ni s-a dat un instructaj de vreo 42 de pagini. Ei, fiică mea. Și o să vă abordeze, frați, e nevoie la ordine, e nevoie la cort, e nevoie de și bărbați și femei. În momentul în care frații vă vor solicita, știți cum să spuneți da, înainte să deschidă gura de la, da, pentru cort, da, acolo sunt. Atâta mobilizare ne trebuie și atâta forță, pentru că vor veni foarte mulți oameni, este un eveniment de o anvergură destul de mare și avem nevoie de slujirea dumneavoastră. Toți sunteți chemați la asta, toți. Și dacă ne întrebați, sunt mai mulți responsabili pe partea asta de organizare cu fratele Sembala, veți lua, dacă vreți, la partea de parcare și alte lucruri, și pe partea de mijlocire cu fratele Florin, pe alte, de împărțit pliante cu fratele Sami Sângiorzan și pe toate liniile de consiliere, de rugăciune. Vă rog să fiți aproape de slujitorii bisericii, să fiți aproape de biserică, pentru că noi așteptăm lucruri mari de la Domnul în urma celor 3 zile de evangelizare. În prima seară, când va fi Speranța, vom avea și slujitori din alte biserici din județ, păstori, prezbiteri, diaconi, dar după aceea, sâmbătă și duminică, rămânem doar noi și va trebui să ne mobilizăm foarte bine. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, să vă întărească. Miercuri avem cina Domnului, veniți pregătiți să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului și de asemenea venim pregătiți pentru colecta specială de la cina Domnului care merge la departamentul social. Să avem în vedere și aspectul acesta. Dacă veți pleca în călătorii, în concedii, dacă veți merge în tabere sau în altă parte, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, să vă păzească Iisus Hristos acolo unde vă duceți. Faceți onoare împărăției lui Dumnezeu și bisericii Betleem. Și întoarceți-vă înapoi cu vești bune, întoarceți-vă cu toate degetele nerupte, cu mâinile bine și Domnul să vă păzească de orice pericol, să vă păzească de orice lucru și dacă mergeți împreună în concediu, să veniți și împreună și înapoi. Și Domnul să vă binecuvinteze. Vă dorim poftă bună. Dacă este cineva în locul acesta care nu are ce să mănânce, acum la amiază, vă rog să opriți la urmă, stați de vorbă cu noi și vă vom invita să fiți împreună cu noi.
undeva la masă, da? Deci să nu fie cineva vreodată care să plece de la Betlehem și să plece flămând să mănânce, știu eu, cireșe sau alte lucruri. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, poftă bună vă dorim și ne vedem cu ajutorul Domnului miercuri. Sau, dacă doriți și în seara aceasta, să veniți la botez la Gheorghe, vă așteptăm.